Vreți să faceți clătite, dar nu aveți cântar la îndemână și nici nu știți să le faceți după ochi? Am pentru voi rețeta perfectă de clătite fără cântar. Sunt moi, pufoase, super gustoase și numai bune să le umpleți cu orice doriți. Ca ingrediente vom avea nevoie de un pahar de apă minerală, un pahar de lapte, un pahar de făină, 3 linguri de zahăr, 3 ouă, 3 linguri de ulei, o lingură de extract sau esență de vanilie și puțină sare. Pentru această rețetă veți avea nevoie de 3 pahare identice în care veți pune apa, laptele și făina. Ale mele au avut capacitatea de 450 ml. Într-un bol încăpător punem laptele, apa minerală, cele 3 ouă, uleiul, zahărul, vanilia și sare. Adăugăm apoi și paharul cu făină. Pentru a amesteca ușor totul, folosesc un mixer vertical. La fel de bine puteți pune toate ingredientele într-un blender. Veți obține un aluat perfect pentru clătite în mai puțin de 5 minute. Pentru a le prăji, un goticaie de clătite cu puțin ulei, pun cam 3 sferturi de polonic din compoziție și o răspândesc uniform în tigaie. Las clătita să se coacă pentru 2-3 minute la foc mediu și o întorc cu grijă. Și dacă vă întrebați dacă știu să întorc clătitele în aer, ei bine, știu să fac și asta. Procedez la fel cu toate clătitele. Veți ști când să întoarceți clătita, atunci când marginile se vor desprinde singure de tigaie. Acum faceți la clătite până vă plictisiți sau cel mai bine până terminați toată compoziția. Și asta este tot. Clătite minunate, fără cântar. Sunt super moi, pufoase și se păstrează proaspete mai multe zile. Vedeți că le strâng cu putere și nu se rup, mai mult își revin la forma inițială. Pentru că am făcut gem de prune de casă, l-am folosit să umplu câteva clătite, însă le puteți umple cu orice doriți. Pentru umpluturi sărate, excludeți din rețetă zahărul și vanilia. Când se răcesc, le puneți în pungi cu fermoar sau în caserole care se închide tanș și rămân la fel de proaspete și de moi. Dragilor, acum nu mai aveți nicio scuză să nu faceți și voi o porție de clătite. Rețeta este simplă, nu necesită cântar, iar clătitele ies perfect. Se pot umple cu gem, dulceață sau cu cremă de ciocolată. Ce ziceți? Le încercați și voi? Poftă bună!